Înainte de a fi apostol al lui Isus, Sfântul Andrei a fost ucenic al lui Ioan Botezătorul. Sfântul Apostol Andrei, sau cel dintâi chemat al Domnului, a fost martor al faptelor minunate săvârșite de Isus. A văzut patimile Domnului și a plâns moartea lui pentru noi. Pe noi și întâi chemat pentru că este cel dintâi chemat de Mântuitorul Isus Hristos la apostolat, ulterior fiind Sfântul Apostol Petru, fratele Sfântului Apostol Andrei, și ocrutorul României pentru că este cel care a dus vestea cea bună, vestea în Mântuitorul Iisus Hristos, vestea învierii lui Hristos și vestea prezenței lui Hristos în lume ca Mesia pe teritoriul țării noastre. Trebuie să fim bucurești, trebuie să fim și responsabili de acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, și anume primirea cuvântului lui Hristos direct printr-un sfânt apostol. Deci, Sfântul Apostol Andrei este unul din cei mai importanti sfânți pentru România. Din punct de vedere calendaristic, toamna se încheie în data de 30 noiembrie, chiar de Sfântul Andrei, și intrăm în sezonul de iarnă. Se spune că în această noapte se fac farmece și este numită Noaptea Strigoilor. Ziua de Sfântul Andrei se mai numește și Ziua Lupilor. Din start, definiția de superstiție înseamnă străin de biserică. Nu există vreo superstiție care să fie promovată de biserică. Superstiția este o învățătură greșită. Superstiția deja îl exclude pe Dumnezeu din ecuația asta. De aceea îndemnăm pe toată lumea să nu creadă niciun fel de superstiție. Vreau doar să spun tare și responsabil de ceea ce spun, că biserica condamnă superstițiile și că nu promovează decât încrederea în Sfântul pe care îl sărbătorim, dacă vorbim de ziua de astăzi de Sfântul Andrei. Postul de televiziune Absolut TV urează tuturor argeșenilor care poartă numele Sfântului Andrei un sincer la mulți ani. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul.